Ce bă, a făcut MLG? Bro, a făcut MLG maimuța. Dacă aveți impresia că le-ați văzut pe toate, ei bine, videoclipul la care urmează să reacționăm, cred că o să vă distrugă mințile. Nu o să vină să credeți ce o să vedem astăzi. Practic, este o maimuță pe nume Kanzi care a bătut Minecraft-ul. Voi vă dați seama că o maimuță e mai deșteaptă decât Rodby și a reușit să bată Minecraft-ul când Rodby n-a bătut niciodată Minecraft-ul. Deci mi se pare insane lucrul ăsta. Haideți să reacționăm și noi la chestia asta. Dacă vă plac videoclipurile astea, dați like și ce pot să zic? Hai să începem treaba. Am tot primit taguri zilele astea pe TikTok. By the way, follow pe TikTok, click în descriere și bineînțeles și link către Instagram-ul meu unde puteți să-mi dați și acolo follow și am primit tag în acest TikTok de la Digi, de la Digi24, în care e o știre cu cum două maimuțe au terminat jocul Minecraft și trebuia să fie o poză cu mine acolo sau ceva de genul. Hai să reacționăm, să vedem. Două maimuțe au reușit să termine jocul Minecraft după ce au fost antrenate de oameni. Da, evident că au fost antrenate, îmi dai seama. Nici pentru gamerii umani cu experiență. Kenzie are 43 de ani și este 43? Cel în lumea științifică pentru că a participat de studii despre limbajul maimuțelor. Hai să vedem. A fost ajutat de tânărul Teco, în vârstă de 13 ani. Ah, ok, l-a ajutat și un Kanzi. Doamne ferește, mă. Mă rog, aici zice toată povestea, dar ideea este principală, ideea principală e că de aici am văzut nebunia asta la care mi-ați dat voi tag, deși nu vreau să mă laud, dar știam de chestia asta de acum foarte, foarte mult timp, pentru că treaba asta e, cum să zic eu, din de acum 5 luni sau o chestie de acum 3-4 luni pe puțin, adică e destul de veche situația, ca să zic așa, dar mi se pare, bă, insane cum o maimuță a reușit să bată Minecraft-ul. Hai să reacționăm să vedem și noi cum a reușit maimuța asta să bată Minecraft-ul. Vi se pare ireal, frate. Și fiți antenă, ideea este următoarea. Avem două videoclipuri, practic. Un videoclip în care, practic, această maimuță Kanzi, deci asta este maimuța în, cu pricina, maimuța care efectiv a bătut Minecraft-ul. Dar aici ne arată, practic, cum s-a întâmplat chestia asta, pentru că a antrenat-o, da? Deci aici de sponsor, ia să vedem. Deci aici, hai să vedem cum tipul ăsta o învață să joace Minecraft. Ia să vedem. Ok, stai, uite, deci a pus un ecran, deci fiți antenari, un ecran în față cu touchscreen, cum ar veni, știi? Cam așa funcționează situația asta. Și dacă vă uitați acolo sus, au niște chestii, gen use, două butoane, use sau break. Adică, cum ar fi mouse-ul, știi? Când mouse use, adică dai click dreapta și break click stânga, știi? Adică, e ceva de genul, dar pentru ele vă dați seama, nu știu ele exact cum suntem noi, știi? Ia uite. Ei, yo, se duce către aia verde. Bro, ne uită la o maimuță cu joacă Minecraft acum, ești nebun? Se duce la aia verde, bro. Ei, yo. Dude, și asta e chestia, că maimuțele astea, ca să facă tot sistemul lor, al animalelor, ca să zic așa, cum funcționează? Ele, practic, funcționează pe un sistem de rewarding, adică de recompense. Practic, în momentul în care ele fac un task sau fac o chestie, ăștia de la grădina zoologică sau, mă rog, de cercetători ăștia, științifici, whatever, le dau câte o alună, gen, le dau o recompensă. Practic așa funcționează ei, știi? Adică dacă face task cu X, primesc o din asta, știi? Ia uite-te. Dude, fuge maimuța Minecraft. Ăla sunt eu. Ăsta sunt eu, fraților. Când mă joc Minecraft. Și pinat, adică aluna asta, e like-ul vostru pe care îl dați la video. Așa mă simt eu. Așa mă simt. Ia uite cum se duce. Adică știe, mă, uite. Deci învață. Yo, uite ce quest-uri, frate. Deci astea sunt basic-urile pe care le învață el aici. Mamă. S-a scăpat la fund. Hai că învață, mă, maimuță, ești nebun? Kanzi really is a special individual and I've known Kanzi for 25 years. Dude, voi vă dați seama că maimuța asta e mai bătrână decât mine și decât cred că majoritatea care sunt la videourile astea, e insane. We kind of grew up together. He, as you guys saw, he's playing Minecraft, like he enjoys it. And not only does he enjoy it, but he enjoys watching us enjoy watching him playing Minecraft. Deci îi și place faptul că se joacă, dar îi și place faptul că oamenii ăștia care se uită la el cum joacă sunt entuziasmat de faptul că el joacă, știi? Wow, insane. Doamne ferește, mă, ia, aici ce mai face? Ia.
Minecraft and we were getting excited. Îi mai dă și mere. But now it was time for what Jared thought would be Conzi's hardest trial yet. Cel mai greu quest al lui Tranzi, ia să vedem, al lui Tranzi, al lui Conzi. Ia. Deci asta e ceva mult mai greu decât a făcut el vreodată pe ăsta, pe touchscreen, ia. Să spargă un bloc în Minecraft, ia. Ei, yo, să țină degetul, gen. Gen să țină degetul, ești nebun? Instead of Conzi just collecting his snacks, he now has to use this break button to mine them. Wow. Ia să vedem dacă știe să spargă blocuri, ești nebun? Ia uite-l. A selectat pickaxe-ul, știe, îl vede gen acolo. Uite, ia. Conzi, hit this. Break. Ia. Uite, gen, nu știe exact ce trebuie să facă, trebuie să-și dea seama, știi? El crede, uite, vezi că zice și ăsta care, care îl întreține pe el, care are grijă de el, îi zice, uite, că e o chestie care n-a mai făcut-o niciodată el. Deci un concept nou pentru... Ia! Uite că apasă pe ăla. Deci îl învață pe el cum să facă, știi? Break. Aha. Ok. Bă, mi se pare genială chestia asta, ești nebun? Ia uite, se duce. Nu spune că sparge. Ia. Ha, mă, hai cu emeraldele astea. Ia. Ia. Break. Nu cred. Nu cred. Wow. Mor, frate, mor. Prea tare. Ia uite, din nou. Break. Și sparge. Ce tare, ești nebun. Ia, l-am văzut pe Tommy? How bonobos think, how they behave. Asta cine e? Where we study the species most closely related to us. Aici, mă rog, e un din ăsta? Asta cine e? Teco! Teco are 12 ani, bă! E de vârstă cu voi! E de vârstă cu voi, mamuțica aia, care vă uitați la clipurile astea. Uite-l cum arată! Ultimately, our goal is to raise awareness about them so that we can preserve and conserve the species in the wild. Ce tare, mă! Ce tare chestia asta, ești nebun? Ia să vedem mai încolo! Caving, ia! Uite și pe Tommy, frate, nu pot să cred! Real person before finally he's ready to play every biome in Minecraft. Deci să, uite, vedeți, are o grămadă quest-uri acolo, uite, vedeți, ia uite. Multiplayer. Ia, să stăm mai în față, să dăm mai în față aici. Before he moves on. The first thing that comes to mind is caving. So we built a cave. Ok, deci trebuie să facă un cave. Îți dai seama că trebuie să facă niște chestii, dacă vă uitați aici. Toate lucrurile pe care le-au făcut ăștia au fost cu niște culori din astea aprinse, știi, ca să distingă el, să-și dea seama că, bă, acolo trebuie să se ducă, știi? Cave with these giant diamond walls. Uite, cool. Conzi can break through the wall, then he makes it to the next section. Ia uite, vezi? Eventually the very end of the cave, proving that he's mastered collecting and breaking. Tare chestia asta, tare. O lună mai târziu. Deci se vede cu el după foarte mult timp, deci a trecut ceva timp de atunci. Ia uite-l cum vine. Așa mă pun eu dimineața la calculator să vă filmez videoclipuri cu Minecraft. Așa mă pun, ia uite. E POV-ul perfect. E grăsus ca mine, POV-ul perfect. A, uite că e labirint ăsta, dude. Vedeți, e labirint ăsta de aici. Conzi, can you touch the blue next to it? A, lol? A atins ala de câteva ori. A, uite, break. Yeah. Break. Uite, bă, că a ținut minte. Creierul României, ești nebun? Vezi că a ținut minte. Lol, lasă-i chestia, mă, care și un fel de labirint. Vedeți, uitați-vă că e labirint. Și s-a dus bine, nebunul. A rămas blocat? Ia, gamer rage. Conzi really seemed to have in a cave was just getting stuck in corners. Do you want me to help him? He's like, yeah, help me. Help me, Chris. I-a făcut semn, ați văzut? I-a făcut semn așa, haide, fă-mi și mie. There we go. He's getting good.
Păi, e fascinant, nu știu, mi se pare tare rău. Navigating with almost no help, making it so far, he was nearing the end of the cave. Dude, ajungea aproape la final, atât de repede? Bine, în video gen. Ia, finalul. Uite, bă, că știe, bă. Doamne, ferește-mă, ce tare. Ia, uite, 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 că se duce aici. Mai mă, țica, bă, se joacă ea Minecraft, bă. Ia uite, bă, ajung la final. Ajung la final, ești nebun? Ce fericită e. Wow. Se bucură, se bucură. Bă, cât de tare. Today is the day that we tricked Tommy in it and thinking he's playing with a human, when in reality he's playing a literal ape. Deci, so I figured we'd just see face și trollul Tommy. Tommy to realize he's been playing with Konzi the entire time. If Tommy finds out, then Konzi just isn't ready for every biome. Yeah, yeah, să vedem, yeah, să vedem. Oh, okay. My game is just a big tick. Yeah, yeah, yeah. Gold. Deci el nu-și dă seama, ăsta nu-și dă seama, Tommy. Maybe you try to stick back with me for a second. What do you think of it so far? Like, what do you think of this whole area? Mamă, deci îl face să creadă că joacă cu el, gen. Like, really so weird, weirdly slowly. I wouldn't do that. Let's go to this one over here. I get it, but there's a prolonged tick animation we have to sit through. You have to enjoy what you just collected. No, I'm enjoying... Wow, okay, I already got the iron ingot. Oh, let me go enjoy this over here. Wait. Don't get it yet. Did you get it? Yeah, I got it. Joacă mai mult cu Tommy, mă, frate. What's going on your end? You know, I'm just playing the game in a really unique location. I think I'm gonna have to take a break for one second. Okay. Ce-a făcut, m-a plecat? Hansi's like, nah, that guy's stealing my food. You know, everything's gonna make... Ah, s-a supărat că îi lua el astea toate. Wow, s-a supărat că îi lua astea toate, e alea aici, nebun? You're gonna be so happy. Mor. Do you feel any satisfaction as a human playing this? Just feel fine. Why? You keep asking weird questions for the cow. Does the viewer know what's happening right now? Yeah, the viewer knows why? Exactly okay. What's happening. Hi! Yes. What the hell is going on? I think we're gonna be back Santors, online, Santors. Tommy. I think I just made it. You're stuck here! Stop! Oh. You built the universe, you built that weird cube thing, and now what's this? Okay. Deci mai mult a practic se supăra. You like Minecraft but I'm held hostage? No. We got like a gun to your head, Chris. Are we ready, Patrick? Hey, yo. Here we go, Tommy. Ia uite, acum ai face reveal, ia, sunt curios. Chiar sunt curios, ia. Maniacal. What is that metal lab you're in? Yeah, yeah. You've been playing with the entire time. Mor. What? Bă, frate, tu dai seama că Tommy e singura persoană care s-a jucat gen multiplayer cu o maimuță? POV, îți vezi cu echiperii de la Counter-Strike sau de la LOL sau de la orice joc în echipă. Îți vezi cu echiperii de la Brawl Stars cu care joci, ăștia sunt gen. Murim, bă, frate, deci ești nebun? Cât de troll, cât de troll. Mă rog, aici mai face diferite chestii. Ia să vedem că a murit, ia. Ok, se duce acolo. Se duce în templu din deșert. Știe, bă, ia uite-o. Bă, dar vezi că a învățat. Imediat duce la ala să spargă de break. Deci imediat se duce nebuna. Uite, știe că trebuie să se ducă în față. Ia uite-o, mă. Sparge. Și explodează ăla. Și moare, ia. Bum. Deci nu-l interesează, nu-i pasă că aia a explodat acolo. A explodat mai mult sau pe Minecraft. Doamne, băi, frate, băi. Deci ajungi și acolo, hai să vedem Nether-ul. Hai să vedem Nether-ul, deci trebuie să ajungă în portalul din Nether, ia să vedem. Ia un zombiu. Ia uite, flinte în stilul, deci trebuie să ia flinte în stilul. Să se ducă acolo. Use. Doamne. Și a intrat în portal. Doamne, cât de tare. Bă, deci nu știu, mi se pare insane. Mi se pare, nu știu ce să... A rămas fără cuvinte, frate. Nu știu cu ce să compar chestia asta. Și uite, a ajuns în Nether. Doamne. Fundraiser pentru Konzi. Ia uite, se plimbă pe aici. Vezi că ți-ai damage, Konzi, fugi.
Bravo. He's moving pretty well in like tight spaces. Yeah. Okay, so vezi că se mișcă bine. Give them as much diversity in their day because we think that that contributes overall for them to have an enriching life. Wow. Yo, uite-l cum stă nebunul. Like Hanzi is going to the different biomes in Minecraft. Nice guy. We'd like him to be able to similarly go to different areas. Okay, deci practic strâmbăm pentru el, știi? Ca să se, ca să-l ajute pe acolo. Ia. Yeah. A ajuns aici, a? Și după? Ia? Yeah. Știe, bă, știe, ia uite-l. Mamă, dar vezi că dacă merge puțin mai în dreapta, cade. Bă, vezi că o să cazi, nu. Nu cade. Hopa. I-a dat un, dă la zi. Un strugure. Ia, s-a supărat și pleacă. I don't know where Kanzi went. Yeah. Let me go see if I can talk to him. A plecat, gata. S-a plictisit. Vezi, mă, se plictisește lumea. Se pune și mai mult se plictisește să facă alea. Ia, s-a întors. Mamă, că trebuie să facă și el acolo chestii. Are 43 de ani, voi vă dați seama. Bine, i-a întors camera, Zuzet. Dar nu contează. Ia. Yeah. Wow. Și-a dat ăla și acum ajunge... Ah, ok. Wow, deci trebuie să deschide și ușa singură acum. Îi puneam un pressure plate acolo dacă era. Ia. Wow, se duce la ușă. Ia. A deschis-o, gata. Și să vedem după și bătaia cu dragonul. Că aici, în ăsta, nu cred că avem bătaia cu dragonul, da. Ajunge la final și da, ajunge să bată dragonul la final aici. Mamă, deci, acum o să vedem efectiv și bătaia cu dragonul, băi. Deci până acum am văzut tot ce se întâmplă cu el și cum a ajuns să facă toată chestia asta. Adică, practic, l-a antrenat, ca să zic așa. Și hai să vedem cum bate dragonul. Sunt tare curios cum o să facă chestia asta. Sunt tare, tare curios. Și runda finală, băieți și fete, uite-l pe Kanzi al meu. This is Kanzi and he's a ajuns la runda finală, frate. Cu dragonul. Ok, deci l-am învățat. Asta de când e? De acum o săptămână, gen faza asta. Ok. Ia uite-l, bă, cum urlă dragonul. Deci l-am învățat, bă. Ia uite-l. Tico! Tico și cu Kanzi o să bată dragonul. Deci îl bat amândoi. Kanzi și Tico. Ia uite-l, bă, ești nebun. Tico se duce, nebunul. Haide, Kanzi, du-te. Să nu cazi. Tico, ia uite-l. Așa, urmărește-mă. A, uite că îl urmărește, zice că îl vede verde și de-aia. Mor. Nu! Bă! Ce-a făcut Tico? Vezi că e Kanzi mai nebun ca Tico. Vezi că a tras. Bă, spar cristalul. Uite că are și el acolo. Ah, dar cred că și face loc. Cred că și blochează ținta acum ar veni, știi? Lol. Asta e doar ghidul, gen, el nu trage. Haide, Tico. Bă, deci ăsta joacă pentru a 5-a oară în Minecraft. Deci Tico e noob-ul aici. Kanzi e profesionistul. Ia, lăsăm pe Kanzi singur. Uite, apasă pe Enderman. Haide, Tico. Iar sare nebunul pe lângă. Nu, Tico. Băi, uite-l, bă, ce sporge cristalele, bă, ești nebun. Le sparge mai bine și decât mine. Ia, vezi, ia. Ia, uite ce țintă. Încearcă să dea dragon, la dragon. Bun, vezi că poate nimerește, ești nebun. Bine, asta bate el ăla din cuști, că îți dai seama, pentru ei era greu, ia. What, poate să facă MLG? Nu pot să cred.
Dacă face maimuța MLG, eu nebunesc. Deci dacă l-aruncă dragonul și maimuța face MLG, eu nu știu ce. Ia. Ok. Că văd acolo că are un buton cu water sus acolo. Uite, vezi? Eat. Mamă, îi dă să mănânc. Poate să What the fuck? Bă, nu vă mai uitați la Enderman. Nu mai da Enderman. Nu te mai uita la Enderman. Sara cu Tico. Haide, bă, Tico, bă. Haide, Kanzi, dă-mi dragon acolo. Uite, se uită la ochii ăia. Vezi că vine după el? Mor, ia. Yo, i-a dat damage. I-a dat damage, Tico. Haide, mă. Gata, a distrus toate cristalele. Deci a distrus toate cristalele și acum. Da, bă, da subscribe la băiatul ăsta dacă vreți. Aici să dăm mai departe, că e cu sponsori, cu dăștia. N-avem noi sponsori aici. Nu, i-a aruncat dragonul. Nu. Vezi că a dat damage. Vezi că e la jumătate de viață. Nu știu dacă se vede. Uite, vedeți, e la jumătate de viață și se vede pe ecran. E la jumătate, nu știu dacă puteți să vedeți, dar e la jumătate. Ia uite-l pe Kanzi, ce face? Haide, Kanzi, bag acolo mâncărică. Ia uite-l. Nu mai vrea. Bă, se bate cu dragonul și pleacă. Kanzi, treci înapoi. Tico, hai, bate-l tu. A, s-a plictisit nebunul. Bă, i-a stins și lui Tico. Ia uite-l. Se relaxează, gata, stă și el liniștit acolo. Cu cracii în sus. Vine ăștia să joace Minecraft. Era ziua lui? Era ziua lui? Ce fericit e, nu pot să cred. Mărciul lui Kanzi. Yo, ce tare e desenul ăsta. Kanzi care poate Minecraft, ești nebun? Ia, i-l-a dat. Kanzi, el e. Really incredible. He really likes it. Multiple uses, really. Oh, folosește. Poster, you want to take a look? Yeah, it's cool, huh? He's eating it. He could not be a happier customer. He's still holding on. Ce tare. You get a chance to FaceTime with Kanzi. Poți să faci FaceTime cu Kanzi. All the profits go to this sanctuary. So make sure you get. Deci profitul se duce la ăștia aici. Yes. Tare. Ia ce are nouă acolo. Yo? Ce i-a dat? Îi place fizzy water. Ia. Bă, ce? Mamă, deci îi place apa acidulată, ați văzut? Ca lui Andrew Tate. Murim. Ia. Hai că o să vină să se bată acum, ia. Gata, mă, haide. Runda a doua cu dragonul. Haide, Kanzi. Mamă, e puternic, Tico, ia uite-l. De-abia așteaptă. Bun. Îi dă damage acolo. E focusat, ia uite-l. Bă, dar bate Enderman-ul, frate. Trebuia să facă cumva să scape de agro de la Enderman, știi? Să nu mai atace Endermanii. Ia. Mănâncă în aer? Mamă, l-a aruncat și pe ăsta. Până și ăsta a murit. Murim. A murit și Kanzi, a murit și Tico. Balaș. A, wow, mai intră și altul. Să ajute amândoi gen. Haide, Tico și cu Kanzi. Ok. Ia. S-au dus nebunii? Hai, uite cât am mai platformă le-a făcut acolo. Ia. Hai mă, că mai are puțin, hai că mai are puțin HP. Uite ce fericit e ăsta. M-am spus cu echiperii de la Counter-Strike sau de la LOL. Când e echipă. Ăștia sunt cu echiperii. Când joci și tu să faci rank up.
Mamă, dar frate, da, dacă face MLG, eu nebunesc. Ia uite-l, ia uite-l. Mamă, cum ar fi să fac MLG? Ia, cine-i dă un dragon? Tico! Bă, vezi că Tico dă rupe, ia uite-l nebunul. Vezi că e foarte deșteaptă chestia asta să le dea un crossbow. Că dă cu 3 săgeți, cum ar veni, nu dă doar cu una singură. Ia. Ia uite nebunul. Oh, aproape să fac MLG. Oh my god, aproape să fac MLG. Aproape să fac MLG-ul. Mor. Cum ar fi să fac MLG-ul? Mamă, dar vezi că dă Tico. Deci Tico i-a dat damage de la rupt. Ia vezi. Ia. A, aproape, și, aproape să dea și el pe ăla de MLG. Mamă, mai are puțin, mai are puțin. Mai foarte, foarte low. Foarte, foarte low dragonul. Mai are foarte puțin HP. Hai, Kanzi, haide. Bun. Ia. Oh, în aer. I-a dat hit în aer. Nu, dar vezi că Tico ăsta dă damage de... Ia uite-l, rupe. Așa mă simt și eu când bag Minecraft-ul. Gata, astea e ultimele hituri la dragon. Ia. Ah, aproape de MLG. Wow. A fost foarte, foarte aproape să facă. Ia, dă să mănânce. Mamă, dar aruncă. Ia, vezi, ia, vezi. Clutch. Ce, bă, a făcut MLG? Bro, a făcut MLG maimuța. Fiți antene, ia. Doamne, a făcut maimuța MLG. Bă! Bă, a făcut maimuța MLG, ești nebun la cap. Uite, e mega low, mai are foarte, foarte puțin HP. Mai are foarte puțin HP. Uitați-vă cât HP mai are. Ia, ultimele hituri, one hit. Ultimul hit. Haide, mă. Ia. O, încă un hit, nu pot să cred. Ultimul hit? Ăsta e ultimul. Ăsta e ultimul hit. Haide. Tico sau Kanzi, cine dă? Scrieți în comentarii cine să dea ultimul hit. Ia. Ia. Ah, aproape de MLG. Din nou. Haide, Tico. Ia. Au dat amândoi? Tico l-a spart. Tico l-a omorât. Îți scrie în chat acolo. Tico l-a omorât. Ia uite, mă. Ia uite, ultimul hit. Da, bă, Tico l-a omorât. Wow. Tico taking the W. W. Soane, frate. Ce fericit e, bă. Ia uite. Așa mă simt și eu. Așa mă simt și eu, fraților, efectiv. Așa mă simt și eu. Tare, bă, frate. Tare rău de tot chestia asta, like, ești nebun. Bă, prea tare, mă, frate. Prea tare asta cu maimuțele. Bă, spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Chiar sunt tare, tare curios să văd părerea voastră în comentarii despre maimuțele astea care au reușit să bată Minecraft-ul. Eu am fost Adițiu, ne vedem și la data viitoare. Pa, pa. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă 2 videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles, dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa. Ne vedem data viitoare.